personalitatea asta în care văd de treaba mea pe internet m-a ajutat foarte mult, pentru că na, trebuia să mă maturizez și eu odată și odată. Și cred că la 19 ani a sosit momentul. Momentul ăla. Am o sugestie pentru voi. Dacă vă apucați de YouTube, să nu vă apucați ca Snic sau ca mine. Nu se merită. Dar bine, că eu am... Adică, pur și simplu, nu mi-a fost teamă să folosesc YouTube. Doar că nu mi-am arătat fața. Îmi pare rău că am avut o personalitate copilărească și m-am băgat în viețile oamenilor. Dar trecutul e trecut. Acum, numai personalitatea de copil o știu acum doar părinții, doar familia, etc. O mănâncă ochiul, este nebun. Acum o știu doar părinții și familia. Ah, am zis familie. Bine, doar rudele, părinții și rudele. Doar părinții și rudele. Pentru că eu așa m-am maturizat și am avut multe de învățat de la influencer. Da, am avut multe de învățat de la influencer și pot să vă spun că m-au ajutat foarte mult. Când Vlad Munteanu a plecat în străinătate, de la creatorii de conținut americani, bineînțeles, am învățat cum să mă comport pe YouTube. Straniu, nu? Da, și în acel moment creierul meu a luat cunoștințele de a edita, nu s-a mai concentrat să evolueze pe viața altora. Așa că sunt mândru că am dat de youtuberii americani. De fapt, canalul ăsta vreau să învăț prima oară de la youtuberii americani sau de la youtuberii străini, că nu se știe dacă sunt chiar americani. Creatorii de conținut mi-au schimbat personalitatea foarte mult, astfel încât îmi pasă numai de mine și de YouTube-ul meu. Nu mai îmi pasă de desene animate. De fapt, nici nu mai deschid televizorul. Îmi pasă doar de YouTube-ul meu și de propria mea viață. Probabil asta trebuia de la început.